Unul dintre portarii CESE Universitatea Craiova, Cătălin Straton, este de părere că rezultatele obținute în partidele amicale sunt mai puțin importante. Greul din cantonament a trecut, spune Straton, care crede că programul a fost unul destul de încărcat cu două antrenamente pe zi. Cât despre amicale, aici contează mai mult cum se pune în aplicare ce se învață la antrenament. Pentru mine personal nu contează așa mult meciurile astea amicale ca și rezultat. Mai important este jocul pe care îl prestez și este important să pui în aplicare ceea ce faci la antrenament. Pentru mine nu este așa important rezultatul. Straton spune că, în ciuda oboselii, cantonamentul din Antalya a fost unul foarte plăcut. Portarul universității a lucrat pentru prima dată cu Sorin Cârțu, în timp ce Emil Săndoi l-a mai îndrumat la Naționala de Tineret. A fost un cantonament foarte plăcut. Au fost și momente grele și momente plăcute, dar sunt sigur că tot ce s-a făcut cu cap și ne va prinde bine în cantonament. Cât despre debutul în competiții, portarul alb-albastru știe că nu va fi ușor, mai ales că CSU va juca pe un stadion nou, fece extensiv. Totuși, Straton este optimist și spune că obiectivul trebuie să fie clasarea în primele 8 echipe. CSU Universitatea Craiova a continuat astăzi seria partidelor amicale din Antalya. Elevii lui Sorin Cârțu și Emil Săndoi întâlnesc la această oră pe Jagiellonia Białystok, ocupanta poziției a 5-a din prima ligă din Polonia. Acesta este al 8-lea joc de verificare susținut în Antalya.